ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Profetul spune, vine focul, vine foc din cer. Profetul spune, vine focul, vine foc din cer.